Fotografia, între profesie și pasiune, este un subiect ce reflectă mai ales emoțiile și stările ce conduc la crearea unui instantaneu. Liviu Stoica este fotograf și, indiferent de vremea de afară sau de condițiile pe care le întâlnește, dacă un detaliu i-a atras atenția, el se află în postura de a realiza o fotografie. Dacă pe alții vremea urâtă îi poate determina să aleagă drumul spre casă, nu același lucru se poate spune și despre Liviu Stoica, PK. Fotograf de meserie, dar cu un trecut militar bogat, cu misiuni în Congo, Nepal, Irak și Afganistan, el se regăsește cel mai adesea printre oameni, în bucuriile acestora, în emoțiile pe care le afișează pe chip, pe străzile Buzăului, la evenimente sau oriunde, acolo unde aparatul de fotografiat reușește să surprindă fragmente din gândurile și viziunile sale. Astfel că, indiferent de cum se arată un anotimp, mai vitreg, mai urâcios sau mai gri, pasiunea lui PK pentru fotografie îl face să găsească frumosul acolo unde, la o primă vedere, nu e nimic de văzut. Cum s-a întâmplat, de exemplu, în seara cețoasă în care a ales să fotografieze natura din Parcul Crâng. Când e mai frumos ești la fotografie dacă nu pe timp urât? Urât din punctul de vedere al altora, al buletinului meteo. Pentru mine, frumos e atunci când plouă, când e frig, când bate vântul. În timp ce foarte mulți doar se uită, eu privesc cu atenție. Știu ce se întâmplă în detaliu în anumite locuri, de exemplu în seara de care vorbești. Și știu că voi găsi niște chestii interesante uitându-mă cu zoom-in, ca să zic așa, în limbaj fotografic, pe anumite texturi, de exemplu frunze, de exemplu copaci. Este un anotimp și un moment al zilei prielnice pentru a fotografia ceva deosebit. Dacă nu de mult, se găsea în postura de a participa în misiuni internaționale alături de militarii NATO, în calitate de observator pentru Națiunile Unite, unde meseria a presupus folosirea tehnicii militare, operațiuni sau cursuri de apărare, acum vede lumea prin obiectivul aparatului de fotografiat. Astfel, descoperă mereu lucruri noi și le dă o formă. Creează ceea ce vede cu ajutorul aparatului de fotografiat. Eu nu caut nimic niciodată. Eu ies și rămân surprins de fiecare dată de ceea ce mi se oferă în ziua respectivă. Ies fără niciun plan și fără niciun gând. Ies și dacă am ceva în gând este să o iau pe aici. Dar o iau pe calea respectivă și la un moment dat îmi vine să o iau la stânga sau la dreapta, iar alea nefiind alei bătute, ci nebătute, iarbă, pământ, pentru că pe acolo îmi vine să o iau. După care descoper în teren chestii care sunt interesante pentru mine și pe alea le fotografiez. Deci nu am un plan. O e la voia întâmplării. Însă, dintre toate subiectele pe care le poate fotografia, de departe omul, în diverse medii, la muncă, la petreceri, la plimbare, stările acestuia și emoția umană sunt cele care îi plac cel mai mult. Emoția lor crudă, emoția lor adevărată, neperturbată de mine sau de altcineva. Un om căzut pe gânduri, un om vesel, dar nu din cauza mea, ci din cauza atmosferei în care se mișcă el, un om care plânge, cineva care se joacă, cineva care stă și citește o carte. Toate astea sunt emoții intime, particulare, pe care dacă eu decid în funcție de alți factori să le fotografiez, le fotografiez. Dacă nu, trec mai departe și mă las curios în continuare de ceea ce urmează să găsesc. Întrebat ce îi place să surprindă cel mai mult atunci când face fotografii, Liviu Stoica a vorbit despre detalii care transmit emoții. Atunci când fotografiez oameni, fotografiez deopotrivă și copii, și tineri, și bătrâni. Dacă m-ai întrebat care e mai interesant, un bătrân este mai interesant, pentru că bătrânul are pe fața lui... Eu intru puțin mai mult în profunzime și eu cred că să fotografiez acel bătrân în starea lui este să-i fotografiez viața, să-i fotografiez momentele pe care a trecut el și... istoria lui. Eu asta văd în ridurile de pe fața lui. Prima expoziție personală a lui Liviu Stoica a fost la jumătatea lunii februarie 2018. Tematica acesteia a pus în valoare Drăgaica. Peste 40 de lucrări au fost expuse în cadrul expoziției, toate înfățișând pulsul Buzăului în cadrul celui mai vechi târg.